Sporirea productivității solului prin gestionarea durabilă a terenurilor agricole este subiectul discuțiilor la întrunirea agricultorilor, inginerilor cadastrali și reprezentanților administrației publice locale de nivelul 1 din raionul Orhei. În cadrul întrunirii au fost abordate mai multe aspecte ce țin de politicile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în dezvoltarea sectorului agrar, întreținerea fondului forestier, inclusiv a fâșiilor forestiere de protecție a câmpurilor, managementul durabil al terenurilor agricole și, nu în ultimul rând, un subiect la fel de important pe care s-au axat discuțiile a fost protecția plantelor. Fenomenul care a avut sau seminarul de astăzi este ceva obișnuit și, dacă mai vreți un pic de istorie, are o vârstă peste 100 de ani în Moldova și de ultimii 20 de ani AXA se ocupă de școlarizare, de instruire și este de fapt unica unitate în Moldova care se ocupă de instruirea fermierilor, în mod special cei cu dimensiuni mici. De ce? Pentru că cei cu suprafețe mari, ei își angajează agronomi și fac agricultură, să zic, cu om special. Ăștia mici, ei nu au posibilități și atunci sunt foarte bineveniți o agenție de consultanță. Fermierii spun că asemenea seminare sunt binevenite deoarece învață lucruri noi din practicile celor cu experiență. Sunt binevenite, aflăm multe lucruri noi și ducem cum experiență cu colegii de lucru, ne întâlnim, ne sfătuim, ne punem la cale cum ar fi ca să producem, să facem o protecție, o ecologie avansată care fără dânsa nu se poate demers înainte. Și eu socot că aceste seminare sunt el o leac scam întârziete, mă socot, el trebuie mai din timp făcute, că solul el se degradează, cu încetul noi pierdem infrastructura. Și sunt mulțumit de așa seminare și doresc succes. Seminarele care se petrec în RAM, care e un chiar și republican, unde ne aduc la cunoștință foarte multe lucruri noi, metode noi de cultivare, de chiar și astăzi cu lupta cu dăunători, cu boli, culturul agricole. Și eu socot că sunt bine venite, lăsăm din toate ocupațiile de lucru personal și căpătăm unele noutăți care ne aduc folos în practică, în lucru de toate zilele. Întrunirea de instruire și informare a agricultorilor este una din activitățile desfășurate de către filiala AXA și Direcția Agricolă Orhei în scopul instruirii și informării agricultorilor din zona. Mihai Obreja, Ion Alexeev, de la Orhei pentru Elita TV.